Ajutor, vă rog, cineva să mă ajute, ajutor! Oh, 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 omul Poyangă nu mai speriat, nu mai pot de frică! Născut să fiu Spider-Man pe Roblox Brookhaven! Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările! Vide, îl simt cum vine! Împing! Nu mai pot împing E un băiețel drăguț de el Hai la o Da, 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 da Promit că o să am grijă de tine Și o să devii cel mai minunat om din Brookhaven Wee, 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 we la vârsta de 10 ani. Pudidaișule, ce cauți acolo sus? A, mamă, a, chiar nu știu cum am ajuns aici, doar m-am trezit aici Însă să mi se pare atât de tare, adică sunt un vârful casei pe acoperiș. Pudidaișule, te te jos până nu poți ceva. Nu poți nimic, mamă. Mă simt atât de puternic, pot să fac orice vreau eu. Zici că sunt un fel de Dar așa mă simt. Pudidaișule, termină cu prostiile și coboară o dată. Mamă, mamă, se întâmplă ceva? A a, 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 te rog intră repede în casă. Să intru în casă? La ce te referi? Intră repede în casă, babă! O să se întâmple ceva. Te rog ascultă-mă. Bine, intră acum. Vrom 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 Vrum, vrum, vrom 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 vrom. Oh nu! No! Ce se întâmplă? Aaaa! Încă te iubesc, dragă! Am venit la tine! Trebuie să ne împăcăm! Nu mai pot trăi fără tine! E atât de grea viața! He 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 he. apropo, ăla era tata și cred că a distrus puțin casa. Mama nu o să fie prea fericită când o să vadă ce pagum a făcut. Wow, ce tare e să fie aici pe vârful casei. Cred că acum o să mă las în pace mama și o să pot să stau liniștit aici. Mamă, mă simt atât de puternic, nu știu, parcă o putere zace în mine și Brookhaven-ul e atât de frumos după câțiva ani. Putinașule, trezirea, e timpul să mergi la școală. Ba, da, m-am trezit, gata a, Timpul e pentru a, e timpul pentru școală Ok, doamne că a, Aveam așa un vis ciudat Zici că brookhaven Era plin de Lucruri ciudate Adică erau niște monștri Care voiau să stăpânească brookhaven -ul. în fine A fost un vis foarte, foarte ciudat Mai degrabă aș putea să spun că a fost Chiar un coșmar Bine, mutilașule, du-te jos până îți fac eu patol și o să îți aduc și ceva de mâncare. Ok, bine, mamă, mulțumesc Wow, cât de tare e Să-ți facă băbicuța ta patul Adică, sincer să fiu a, uh, 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 Cred că ar trebui să mi-l fac singur Toți colegii mei de la școală Își fac patul singur, însă Mama e prea de treabă Și mă ajută de fiecare dată Ok, a zis o aștept Cred că o să mă pun aici la masă Și aștept să vină cu mâncarea Uite, cutidașule, ți-am pregătit mâncarea ta preferată Mulțumesc, mamă oh, Ce bună e mâncarea asta Cred că o să halesc toată varfuriac Pentru că îmi place super, super mult Și după aceea trebuie să-mi iau ghiozdadul Să mă duc la școală Mamă cât de bun a fost ca Am terminat toată, toată farfuria Bine, să te pregătești să mergi la școală Ok, mamă, gata, mă pregătesc acum Trebuie să mă duc până în camera mea Să îmi iau ghiozdanul frumos Ia să-mi iau ghiozdanul de aici din dulap Gata, mi-am luat ghiozdanul Și e timpul să plec Mamă, mamă, am plecat la școală Pa, pa Pa, pa, cutinașule, s-ai auzit bine odată Pa, pa, mamă uh, uh, Cât de tare, oh, mașina a luat ta încă e aici Probabil că trebuie să cheme pe cineva să o scoată din stâlpul ăsta E cam distrusă ca să fiu sincer Ok, tata ai făcut o lată și de data asta În fine, o să mă duc repede la școală Pentru că mi-e dor de colegii mei tu 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 de școală Ce faci frate? Da, uite frate, îmi fac exercițiile de dimineață Ești pregătit? de ora de mate. Da, frate, m-am pregătit, totul este în regulă. Auzi, te-ai gândit să o inviți astăzi pe Fox în oraș sau încă nu te-ai gândit? A, sincer, mie e cam puțin rușine, dar cred că o să o invit până la urmă. Adică, cam și timpul. La asta mă gândeam și eu, frate. Adică, tu o place, ea te place și voi nu ieșiți împreună. E puțin cam ciudat. A, da, într-adevăr, cam ciudat e. A, o să mă duc și o să o întreb astăzi. A, a, se, 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 se întâmplă ceva. A, 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 a. Pleacă repede de aici, te rog. Fugi, fugi, fugi cât mai poți. La ce te referi, frate? Crede-mă pe cuvânt ceva o să se întâmple. Dacă așa zici, am fugit. Nu înțeleg de unde am stările astea ciudate Însă de fiecare dată când am starea aceasta Ceva rău se întâmplă Cred că e timpul să-mi iau costumul Pe care mi l-am făcut aseară Și l-am pus în ghiozdan Desigur l-am adus cu mine la școală Pentru că știam că o să se întâmple cândva ceva Ajutor, vă rog, cineva să mă ajute Ajutor să mă ajute cineva! Sunt în pericol, vă rog! Nimeni nu o să te mai poată salva! Te-am prins, drăguța! Ha, ha, ha. Tu o să vii cu mine! Pentru că am nevoie de cobai pentru laborator! Așa că treci aici sau te prind cu tentaculele mele! Opa, gata, m-am schimbat și am auzit-o și pe Foxy că striga după ajutor Ceva se întâmplă aici în școală, așa că o să mă duc direct aici la etaj Pentru că de aici venea sunetul, cine ești, doctore nebun? Oh, 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 omul poiangă, nu mai speriat, nu mai pot de frică Haha, <laughs> glumeam, o să răpesc fata asta, dar stai puțin, unde e fata? A fugit doar din cauza ta, păi, Piu, ce bine că a fugit Foxy când a venit acum o să am eu act de co -jocul lui. Doctore, pregătește-te că o să vin și o să-ți dau lovitura omului pe Gata, l-am lăsat lat pe doctorul acesta, așa că o să-l iau și o să-l duc la poliție ca să rămână acolo închis. Aparent trebuie să am grijă de Brookhaven pentru că apar tot felul de ciudați, așa că trebuie să meargă la închisoare. Oh, dar e destul de greu, doctorul ăsta. Cred că cântăresc foarte, foarte mult tentaculele lui. Noroc că sunt lângă secția de poliție și sper să nu mă vadă vreun polițist, pentru că momentan vreau să fiu un erou sub acoperire, așa că o să mă uit repede, să văd dacă e cineva la secție. Nu e nimeni, o să mă duc și o să-l bag în închisoare. Iar polițiștii îl vor găsi direct aici, aici, te las doctore. Așa, gata, închidem celula și acolo să stea. Aha, te-ai trezit! Dacă nu erai tu păianjen băgăcios, aș fi putut cuceri Brookhaven-ul. Niciodată nu o să se întâmple asta pentru că eu sunt noul supererou din oraș și sunt născut să fiu Spider-Man. Acesta a fost episodul hudinașilor, sper că v-a plăcut să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată, pe următoarele episoade. Pa-pa!